Sigur, dacă e să luăm plusurile, e clar că fermierii români, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, au cunoscut o dezvoltare a fermelor lor și a investițiilor făcute în ferme. E adevărat că mai avem foarte multe de făcut pentru ceea ce înseamnă ferma de familie și fermele mici de subzistență. A crescut foarte mult birocrația de la începutul aderării și până astăzi, dacă e să facem un bilanț după aproape 11 ani, am constatat că politica agricolă comună a creat foarte multă birocrație, foarte multă energie pe care fermierul o consumă până a răspunde la tot felul de hârtii pe care Comisia Europeană în general le-a instituit pentru accesarea atât plăților directe cât și fondurilor europene. În general, atunci când avem funcționari care lucrează cu fonduri europene, au apetența asta nemăsurată de a institui documente în plus față de ceea ce cere Bruxelles. Încă n-am învățat să avem niște criterii de evaluare a performanțelor individuale ale fiecărui funcționar. Și de aici a venit vestitul ghid de condiții artificiale pe ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare Rurală, tot felul de documente pe care le-au depus fermierii pentru cererea unică de plată. E clar că în momentul de față, dacă e să măsurăm sarcina administrativă a statului român pentru derularea celor 2,8 miliarde de euro anual care se acordă prin pilonul 1 pe plăți directe, vom constata că este un cost administrativ foarte mare și ar trebui să facem ceva, să simplificăm, dacă vrem să avem o rată de absorție din ce în ce mai bună și fermieri care se concentreze mai mult pe producție și mai puțin pe hârtii. Pe de altă parte, să putem să jucăm în piața unică europeană, pentru că dacă e să adunăm plusurile și minusurile, e clar că România, după aderarea la Uniunea Europeană, este un net câștigător și cine critică Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, greșește, pentru că o parte din greșelile pe care România le-a făcut, nu le-a făcut pentru că Uniunea Europeană este vreun bau-bau, ci pentru faptul că nu am fost suficient de pregătiți să înțelegem mecanismele de finanțare europene. Dar una peste alta, România agricolă de după aderare se vede cu totul altfel. Sunt fermieri care sunt performanți și nu sunt cu nimic mai prejos decât alți fermieri din vechile state membre din cadrul Uniunii Europene. Eu cred că este nevoie de o reformă a politicii agricole comune pentru viitorul exercițiu financiar. Eu cred că viitorul program de dezvoltare rurală trebuie scris împreună cu asociațiile profesionale, identificate care sunt oportunitățile de investiții. Aici mă refer clar la punctajele pe care România le-a ales să le pună pentru fermele mari. Eu cred că pilonul 2 ar trebui să ne concentrăm foarte mult pentru dezvoltarea industrie alimentare, mai puțin de achiziții de tractoare și combine, pentru că România astăzi este campioană în achiziții simple de utilaje pe măsura 4.1 și mai puțin pe investiții în procesarea laptelui, a cărnii și așa mai departe. Și termenul ăsta de zootehnizare a României să nu reprezinte doar un simplu slogan, ci efectiv cei care vremelnic conduc destinele agriculturii chiar să facă zootehnizarea României prin niște măsuri, prin niște politici agricole coerente.